Bine. Că ar fi bine să vorbiți cu duhovnicul, că el știe o apă foarte bună, cea mai bună posibilă. Și păi nu e de râs. Da, 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 nu. Deci, nu știu dacă aveți asta, capitol sau uite, ați introdus, nu, exact despre dar eu mă gândesc că dacă m-aș hotărâ să fac un post cu apă, eu aș bea aghiasmă. Și o zi, și 3, și 70, câte mi-ar da Dumnezeu. În definitiv, nici nu costă nimic. pH-ul nu l-am inventat noi. Iar de rest nu mai vorbim. Dar, mă rog, asta e o chestiune care ține... Eu am îndrăznit să spun ceva pentru că cartea se numește, sau, mă rog, terapia se numește post. Nu poți să... disociezi cuvântul de viața duhovnicească. Adică aș pune o întrebare care e retorică, dar nu mă supăr dacă discutăm. Există post în afara bisericii? Zic și eu. Poate exista post în afara bisericii? Nu răspund la întrebare, dar zic așa. Postul înseamnă binecuvântarea duhovnicului. Prima dată. Fiindcă postul nu-l ții cu puterea ta. Acum, să mă iertați, poate că ați scris asta și nu... Dar eu înțeleg lucrul acesta invers, pornind de la scop la mijloc. Postul e scop. Și repet, dacă e post, înseamnă că e limpede, e în biserică, nu poate fi în afara bisericii. În afara bisericii poți să zici terapie, poți să zici oricum. Dar fiind vorba de post, are componenta duhovnicească. Și atunci, pornind de la asta, postul nu te vindecă, postul. E o terapie care, ăsta e un pleonasm, care vindecă. Terapia asta înseamnă, nu în sens de o terapie care te vindecă de moarte, nu de boală. Terapiile cu apă și toate terapiile acestea sunt nemaipomenite, că în definitiv ele sunt fiziologice, cum spunea doamna doctor. Asta de fapt însemna. Copilul fiziologic scade la naștere, are o scădere fiziologică care este de, nu știu, câteva 10%, nu știu, 200 de grame în sfârșit, după care se stabilizează, el trebuie să țină un repaus, de fapt, dar nu-i spune post. Dar este fiziologic, adică se vede că e de la Dumnezeu, e fire, e în firea omului, da? Asta înseamnă fi. Și atunci, însă postul sau scopul postului este să te vindece de moarte. Fratele Cristian vorbea de clinicile adventiștilor penticostali. Ei nu țin post. Ei fac niște terapii, într-adevăr, interesante, performante, ne depășesc de departe, dar nu e post. Și te poate vindeca de cancer, dar nu te vindecă de moarte. Ceea ce e cu totul altceva în alt plan. Și atunci... postul are capătă din deja o cu totul altă perspectivă. Sau dacă vreți să adaugă o altă perspectivă, care este componenta duhovnicească. Că deși vei avea o hemoleucogramă perfectă, după un post de... s-ar putea să fie un ticălos. Și atunci, pe acest silogism simplu, că în definitiv Evanghelia este matematică, extrem de matematică, extrem de logică, postul ca mijloc te duce, are ca finalitate pocăința, care duce la smerenie, care duce la viață veșnică. Și atunci, postul înseamnă înviere, postul înseamnă că te vindecă de moarte. Asta e terapia împotriva morții. Că lupta noastră nu e împotriva bolii. Măcar că toți vrem să fim sănătoși, dar toți avem aceeași boală. Și ce să vezi? Poți să treci 20, 50, 70, 120, dar declanșează boala pe care o numim moarte. Sau o numește știința moarte, care însă în ortodoxie nu există. Atunci,
cumva așa, adică așa, noi așa învățăm în biserică, știți? Restul, sigur că e o chestiune științifică, academică, care vine să observe, să se minuneze de puterea lui Dumnezeu. Că, în definitiv, postul nu e nimic altceva decât un dar al lui Dumnezeu. Efortul omului este un efort de voință, de consimțământ, și restul este darul lui Dumnezeu, toată puterea lui Dumnezeu, harul, de fapt, lui Dumnezeu. Și care schimbă și pH-ul, schimbă și face din o magmă negricioasă, din care sunt elementele, tot tablou, că apropo zilele trecute, acum 3 zile a fost sărbătorit ăsta care a făcut tabloul, Mendeleev. Așa. Deci, dintr-o pastă negricioasă, care o magmă negricioasă, care are elemente organice și anorganice, tot tabloul Mendeleev, la un cuvânt, alcătuiește o persoană, adică pe Lazar, de exemplu. Că Lazar era o pastă deja. După 4 zile. Da? Asta, faptul că mirosea, însemna procesul acesta tanatologic, în sfârșit. Deci, ăsta este, de aceea eu am îndrăznit să spun și am și spus, mi-am făcut cumva o mea culpa că eu necitind cartea spun lucruri, s-ar putea să spun prostii, dar eu zic că poate fi folosit, sau cel puțin eu așa aș folosi cartea, eu personal, dacă îmi dă o carte domnul Cristian Filip, eu o să o arunc ca o momeală. Eu nu sunt pescar, dar știu că se aruncă, nu știu, mămăligă, ceva și hap. Pentru că, în definitiv, cel mai sănătos om din lume ajunge pământ de flori. Și putea să țină toată viața nu post. Că dacă ținea post, da, n-ajungea pământ de flori. Regim. Și atunci asta este, deci partea, să zicem, partea a doua a discuției, după ce domnul Filip îl ia în undiță, nu-l pune în tigaie, ci îl pune, mie mi-a atras atenția, ceva absolut formidabil, care m-a uimit prin simplitate. Și cred că e de la Dumnezeu, deși vorbește protestant sau neoprotestant, un american sau nu știu. Zice, ați văzut că animalele nu sunt obeze, nu fac infarct, nu fac AVC, nu fac cutare, decât cele care sunt ținute în casă. Adică, formidabil, prin e dumnezeiască simplitatea asta, știți? Observație, dar numai o minte care e iluminată de Dumnezeu să spun așa ceva, că eu puteam să mă uit 1000 de ani, nu înțelegeam de ce e obeză pisica, știți? E obeză pentru că ea, prin mimetism, seamănă cu mine, știți? Și nu numai că eu îi dau ce mănânc eu, ea că e bun. Înțelegeți? Deci, asta ca să ne scoatem banii pe timpul pe care ne l-a dat domnul Marcel, că ne-a dat 2 ore și dacă au trecut 1 oră și 50 de minute, mai avem 10 minute, de 10 minute mai să ne scoatem banii. Cam așa, sigur, că astea, lucrurile astea, de aceea am spus, de bine, de rău, sau poate chiar mai bine decât mine, le știți și frățile voastre, că nu e un om aici care să nu fie în biserică. Așa, deci 2 chestiuni, dacă fratele Cristian binecuvintează să spun, 2 chestiuni, aghiasma și binecuvântarea duhovnică. Binecuvântare nu avizul, da? Binecuvântare înseamnă binecuvântare, adică harul lui Dumnezeu, care vine și peste capul și trupul și sufletul aceluia, și harul lui Dumnezeu care vine, sfințește apa și din nou intră în... Și bineînțeles, Sfânta Împărtășanie, care ar fi un capitol separat, pentru că postul, în mod negreșit, are ca finalitate și această chestiune, nu? Să zicem așa. Dar aici e o răsturnare cumva, adică eu pornesc cumva, na, trag și eu jarul sub ceaunul meu, că vreau să iasă mămăliga. Post înseamnă har. Când spui post, automat, bine, cel care nu știe
din afara bisericii nu știe lucrul acesta, dar tocmai despre asta e vorba. Deci tu poți să îl ajuți pe un om să se restabilească fizic. Da? El fizic, după un post bun, o clinică bună, se poate restabili. Dar și sunt atâția. Ia gândiți-vă, atleți, manechine. Toate manechinele. Poate chiar și cele care au alte întrebuințări ale fizicului, ca să se țină până la 70 de ani active fizic, nu știu ce, arată foarte bine. Și vedem, iertați-mi cuvântul babe, că în biserică nu există babe. Știți că eu vin de la Capela Tinerilor și noi nu avem în biserică bătrâni. Deci babe care caută tot felul de terapii ca să fie active fizic, ca să nu pronunți cuvântul și așa mai departe. Și sunt foarte sănătoase sau fac bodybuilding la 70-80 de ani. Dansează salsa, merengue, știu ce. Dacă îi faci, cum se cheamă, analizele, nu se dă analize, vezi că dacă ficatul funcționează foarte bine, colonul e curat, suc de fructe cu tare. Și ce să vezi, că te întâlnești cu Hristos. Adică, și acum iertați-mă, dar ce o să-i zic? Că aveam aghiazmă mare și am căutat apă Evian, care e 13 lei 50, 750 de mililitri. Că e adusă din, într-un izvor cu o licență din București, pe undeva prin, la o cișmea de acolo. Da, deci foarte important este lucrul acesta, mai cu seamă că suntem în post și că sunt și preot în sfârșit, zic și eu câteva cuvinte din zona asta. Dar, în definitiv, mă interesează foarte mult ca cel din fața mea sau cel care citește cartea asta sau alta, dacă ar fi cineva să mă întrebe, după Părinte, binecuvintesc cartea asta, binecuvântat să fie ca cel care citește să se mântuiască. Chiar înaintea mea, că nu mă supăr. Și că toți să se mântuiască și toți, și după mine să se trântească ușa raiului, cum se zice. Nici mai contează dacă mai e niciunul, s-au mântuit toți, nici nu se mai contează lucrul acesta. Dar dincolo de asta, și apoi mai e ceva care e foarte important și asta... Părinții vorbesc despre arc, Părinte Sfântul Antonie, toți mari postitori, el vorbesc despre arc, care trebuie întins cu măsură, pentru că altfel, și ca să poți, ai mei la biserică, fiii mei duhovnicești, postesc așa. Eu le spun cum e postul. Uite cum e postul. Primele zile fără nimic, post negru, după aia apă, după aia cutare, după aceea fără ulei, după aceea cu ulei, după aceea așa, și după aceea nu mai există nimic, adică mai jos de atât. Ei bun, și atunci te raportezi la grila asta, vezi unde ești, până aici ești în post și te poți împărtăși, raportat la faptul că te rogi. Deci dacă nu te mai poți ruga, e o problemă. Dacă din cauza faptul că întinzi arcul nu te mai poți ruga, e o problemă. Cu alte cuvinte, ăsta e un car de luptă, trupul. Așa se numește, un car de luptă. Un tank, să zicem, nu? Care cu cât e mai blindat, mai articulat, cu atât el duce ce este interior acolo, adică sufletul îl duce la izbândă. Atunci carul ăsta de luptă, sigur că da, el prin sine, postul, nu e mântuitor. Nu e mântuitor. Da, și atunci toate mijloacele trebuie adăugate. El, sigur, pentru o clinică, să zicem, un SRL sau un SA, este absolut minunat, mai cu seamă că probabil acolo ar fi icoane, nu? S-ar face o slujbă, o liturghie. Dar nu poți, dacă faci lucrurile acestea din puterea ta, ceva e în neregulă. Uitați, era un, să zicem așa, undeva în Siberia, un tânăr care nu mânca deloc carne și postea foarte, și a venit mamă sa și i-a zis duhovnicului, ce mă fac cu el, că
nu mascul nu mănâncă, e slabăț. Păi are energie, are energie. Învață, învață, dar e slabăț. Mamă, știți? Trebuie să fie. Să-l pună la țâță la prima secundă. Și atunci duhovnicul i-a dat ascultare să mănânce. Făcea sute de metanii și a zis, nu, faci 3 metanii și mănânci ce-ți dă mama. Cum? Și dacă îmi dă de dulce, și dacă îți dă de dulce, stai voi, faci ascultare. Și n-a putut. Și s-a smintit și a plecat. Adică un capitol ar fi de asemenea cu ce putere, cum și ce fel să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Dincolo de faptul că trebuie un nutriționist sau un medic, sigur că da, că poți să faci fel de fel. În sfârșit, eu nu mă pricep, dar intuiesc câteva lucruri. Mai ales 3 zile, 7 zile. Supravegherea duhovnicului, cu care tot timpul, cu cât postești mai mult, cu atât ai nevoie de sfat mai mult. Fiindcă, repet, postul faci cu binecuvântarea duhovnicului, care înseamnă chemarea milei lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și prin ascultare și tăierea voii tu primești har. Și al doilea lucru îl faci cu un scop, iar scopul este să ajungi la pocăință. Așa că așa, eu așa înțeleg și cred că despre asta este vorba. Și nu e vorba de ce cred eu, e vorba de ce spun toți Sfinții Părinți în legătură cu arma asta, că postul este o armă. După cum și aici putea să scrie rugăciunea inimii, cale spre, nu știu, vindecare, trupea sufletea. Este tot o armă, o mitralieră chiar, cu multe gloanțe, cu nu știu ce. Trebuie să fie cineva care să învețe cum soții, care recul, are... Și asta este duhovnicul. Nu că el știe sau că are autoritate numai decât, ci pentru că el, prin el lucrează Dumnezeu și fără să nici nu-ți dai seama ce ți-a zis și este binecuvântat. Și apoi asta, cumva n-am văzut nici la Cezar Elisei, nici la... N-am văzut chestia cu aghiazma. E un lucru foarte, foarte important. Deci aghiazma nu e apă. Da, și mai e ceva, nu e interzisă. Și vă mai spun ceva, și aghiazma mare. Vă dați seama dacă ar putea să aibă neoprotestanții aghiazmă sau aghiazmă mare. Deci cu ce putere fac asta? Ca să fim foarte clari. Dar dacă ar avea și lucrul ăsta, n-au cum să-l aibă. Și dacă beau pentru ei apă, cu pH de care vor ei, le dă dracu un pH care nici nu există pe scală. Da? Și pocnesc de pot pocni de sănătate. Cam așa. Aghiazma, foarte, foarte importantă, un capitol cu mărturia ale Sfinților, are așa despre binefacerile apei sfințite și dacă vorbim de post în mod negreșit și dacă vorbim de post cu apă în mod negreșit, aghiazma. Așa, și eu spuneam fiilor duhovnicești să vă puteți ruga și doi, aghiazmă. Aghiazmă, anafură. Dacă ai băut aghiazmă și n-ai luat anafură, mai bei aghiazmă, poți să bei toată ziua, toată săptămâna, toată. Dacă ai luat aghiazmă, după aia e un pic de anafură, o bucățică, peste o oră mai e o felie de pizza. Știi? Una. Încă o anafură. Și încă așa, și încă așa, și încă așa, în sfârșit. Dar dacă vrei să ții un post din ăsta și dacă chiar este să discutăm la nivelul ăsta încă tu te împrinzi într-o luptă pe viață și pe moarte, pentru că eu așa înțeleg treaba asta, când ții un post fără apă câteva zile sau numai cu apă mai multe zile, e o încleștare pe viață și pe moarte cu diavolul și cu lupii cei cugetători care sunt și în tine și în afara ta, și atunci aici fără ajutorul lui Dumnezeu ești mâncat. Pe de o parte s-ar putea să te pună în cap, ceea ce înseamnă că poți să te îmbolnăvești de ceva, sau să-ți dea o sănătate de pleznești, cum se spune, care să-ți aducă trufie și e mai rău decât dacă îngăduie Dumnezeu. Deci foarte mare atenție cu lucrurile acestea, cu armele, pentru că, zic foarte mare atenție în sensul acesta că sunt atât de valoroase, atât de atenție, foarte mare atenție, adică concentrare asupra lor, nu frică. Când zici atenție, zici că pe acolo sunt lupi sau e o groapă și caz cu
Nu în sensul ăsta atenție. Atenție, concentrat atenția asupra acestor lucruri, că scopul este să ajungi la lacrimi. Aia e apa care contează. Și dacă ai ajuns la lacrimi, atunci și-a atins. Eu vă spun ceva, și eu țin cât un post așa mai cu... Dar n-am ajuns la scopul postului. Și atunci e ca și cum... Da, dacă te duci acolo, ești mare, ești foarte mare în fața lui Dumnezeu, că te faci mic. Da, cam să mă iertați, că cred că a fost redundant. Este extraordinar ce ziceți. Eu, când am scris cartea, nu m-am gândit la postul cu apă sau eu m-am gândit medical. Ce să mănânce ca să-i fie... Sigur. Deci nici nu abordez foarte mult și mă duc chiar pe aliment. Cam cum știu eu din practica medicală, din teoria medicală, așa. Dar la sfârșitul cărții, cred că am scris de 20 de ori cuvântul de încheiere și nu se lega nimic. Nu reușeam să... Așa. Noi în casă fiind doi care scriu amândoi. Nu se legă nimic, așa. Și la un moment dat îmi vine cuvântul vindecare. Ei, de câte ori nu-i fi spus eu cuvântul vindecare în vreo 40 de ani, la momentul ăla? Vindecare, din potir. Exact. În momentul în care am conștientizat cuvântul vindecare, ce semnificație are, da, de câte ori nu-i fi spus în timpul facultății, după așa, cartea s-a încheiat. Deci cuvântul vindecare a reușit să încheie cartea. Dar nu cuvântul ca numai decât cuvântul în sine. Tot ce s-a întâmplat. Adică a curs cuvântul de încheiere fără niciun fel de problemă. Care este și acum prezent acolo. Așa este, da. Deci mulțumesc frumos pentru mulțumim Domnului, da, așa este. Maica Domnului. Maica că Domnului, de-aia ne-am că este potrivit cu adevărat. Uite, nu m-am gândit deloc să abordez tema asta acolo. Nu m-am gândit să o abordez nici măcar într-o conferință. Dar ați făcut-o dumneavoastră cu noi și mulțumesc și vă da prost. Să rămână. Ar mai fi ceva observație așa, mai mult de buclucaș, așa, că noi ăștia din Ortodoxie, Mântuitorul ne-a zis căutați, căutați, bateți, căutați și atunci... Să știți că postul, aud așa exegeza aceasta că postul este cel mai vechi și că nu, omul n-a fost chemat pentru post. Adică a zis, din toți pomii raiului puteți mânca. Adică desfătați-vă! Desfătați-vă pur și simplu! Postul a devenit post după cădere. Până atunci a zis ascultare. Sigur că are origine acolo, dar ăla nu e post. Dacă e să ne raportăm fără apă, fără cutare, fără cutare, da, asta e luptă, Domnule. Ce a zis? Referatul biblic spune așa. Chiar dracu spune că de aici vine dubitativul ăla. Zice, a zis el oare Dumnezeu că nu puteți mânca din toți pomii raiului. El a inversat raportul. Adică ce a făcut? A luat excepția, s-a legat de ea, cum se leagă câte un sectant de ăsta, de un cuvânt, o virgulă. Păi uite că cu tare. Și te scoate de pe șine, te duci cu toate. Și Eva s-a apărat. A zis, nu, n-a zis Dumnezeu așa ceva. Dimpotrivă, și repune lucrurile în situația. Zice așa, nu, ne-a zis să ne desfătăm, din toți pomii raiului să ne desfătăm. Și acum vă dau o perspectivă, uite, un părinte care muncește săracul pe salariu minim, pe economie, se duce cu copilul lui la Carrefour, să zic așa, nu știu, să nu fie vreo, undeva, și sunt mii de fructe, nici nu știm să le citim denumirea. Și zice, uite copilul meu, din toate astea poți să mănânci. Din toate astea, alegeți ce vrei. Dar vezi că e un magazin acolo la un parter de bloc obscur cu niște frunze, cu niște plante, din alea să nu te atingi că negreșit vei muri.
Și copilul se duce acolo. Frunze de coca, etnobotanice, bine, asta e o denumire care nu există. Este o invenție a diavolului. Da? Deci din toate florile, exact cum a făcut diavolul. Da? Și acum revenim la referatul Bibliei. Deci Domnul a vrut să stabilească un raport, pentru că prima poruncă este așa. Și l-a pus Dumnezeu pe om în grădina raiului, cea din Eden, ca să o păzească și să o lucreze. Și asta este paza minții și Doamne Iisuse. Asta este porunca. Și să mănânce din toți pomii raiului. Acum, să mă iertați și frate Cristian, să nu cumva să înțelegeți greșit că eu acum răston și zic oamenii mâncați și nu știu ce. Nu. Dar inițial n-a fost așa. Pentru că un pahar de vin de 100 de mililitri nu face nimic la antibiotic, dar omul, pentru că bea și al doilea, și al treilea, și al cincilea, normal că medicul a zis, nu e binecuvântat. Așa și cu asta. Deci pentru că omul n-a putut să-și taie voia și din dragoste să respecte cuvântul acela pe care i-l a pus Dumnezeu, adică din toate bucurați-vă, dragii mei. Numai de aici să nu luați. Iată că omul a ajuns și acum ce face? Este într-o încleștare pe viață și pe moarte, cu puterile potrivnice, cu el, cu diavolul și cu lumea. Și din încleștarea asta, dragii mei, sigur că este curge sânge. Chiar astăzi a fost apostolul pe care l-ați auzit când zice: nu v-ați împotrivit încă păcatului până la sânge. Da? Adică e o luptă pe viață și pe moarte. Pentru ce? Ca să ajungi să fii activ, iertați-mă, sexual la 70 de ani, ăsta e Occidentul, să mănânce bine și să facă? Nu. Ci ca să birui moartea. Pentru că noi suntem nemuritori. Asta este condiția noastră. Nemuritori. Și vă mai spun ceva. Postul acesta poate să te ducă direct, ați jucat piticot când erați mici, sau de asta, cum îi zice, Monopoly. Că zice, sari de la punctul 1 la punctul 50, nu mai treci prin prăpăstii, prin nu știu ce zice, cel ce crede în mine și în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte, atenție, nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci cine s-a mai mutat în toată teologia noastră? Nu, numai Maica Domnului s-a mutat. Ceilalți n-au murit, Ilie și Enoch n-au murit, dar cu restul toți au trecut, adică se numește această trecere moarte. În Ortodoxie această trecere se numește Paște. Adică înviere. Da? Na, iertați-mă. Trebuie să evacuăm. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim noi fratelui Cristian. Cartea unde o găsim? La Marcel. Deci cartea se poate găsi de cumpărat la Curtea Brâncovenească. La Curtea Brâncovenească. Cartea se găsește la Curtea Brâncovenească, exact. Autografele le găsiți azi. Deci astăzi avem parte de autografe.